am avut plăcuta surpriză ca elevii liceului teoretic Ioan Vodă să vină în fața noastră, în fața profesorilor, cu un program foarte bine pregătit și m-am emoționat, ca de fiecare dată, în fața copiilor care vorbesc frumos, vorbesc din inimă, vorbesc cu lacrimi despre mamă și despre femeie, atunci este emoționat. Cântecile lor, scenetele lor, după cum ați văzut și dumneavoastră, ne emoționează până la lacrimi și mă bucur pe de o parte că în preajma sărbătorii internaționale a femeii instituțiile nu trec cu vederea această sărbătoare și mă bucur că în perioada aceasta sunt foarte multe cuvinte frumoase adresate femeii. Aș vrea pe tot parcursul anului să aibă femeia un loc un pic mai la înălțime, la adevărata ei valoare să fie prețuită. La noi astăzi, într-adevăr, este o sărbătoare. Ați remarcat că elevii liceeni, clasele primare au prezentat un concert și foarte, în opinia mea, foarte așa de suflet. Și vreau să menționez că pe parcursul anului ce am observat, atunci când avem concertul acesta de 8 martie, deja la noi el este tradițional, când elevii fericite doamnele, profesoare, este mai deosebit această manifestație, pentru că probabil așa e din sentimentele, din suflet este organizat acest concert. Avem un colectiv unde 85-90% sunt femei și eu țin să le mulțumesc pentru munca depusă, pe această cale le aduc mulțumiri, pentru că într-adevăr pe umerii lor este întreg procesul instructiv educativ. Noi bărbații suntem mai puțini și într-adevăr femeile profesoare din liceul Ioan Vodă merită cuvinte de laudă și recunoștința elevilor, absolvenților liceului. Le felicit încă o dată, le doresc multă sănătate, succese și noi realizări. Aș vrea să felicit toate mamele din orașul Cahul, din toată lumea, cu această zi a femeii. Vreau să felicit pe toate domnișoarele, toate fetele, toate femeile, pentru că această zi este foarte specială, în care le doresc să fie iubite și mereu să fie fericite.